ziua. Mă bucur foarte mult să vă primesc măcar așa, în mediul online, din nou astăzi, în sediul Galeriei Apoteca, galerie ce ține de primăria municipiului București și Biblioteca Metropolitană București. Avem găzduim astăzi aici o a 17-a ediție a Tabelei Internaționale de Cultură Freecamp, tabără organizată de colegul și prietenul nostru Roții Botari. Așa. La una dintre aceste ediții am avut și eu privilegiu să fiu și să cunosc și mare parte din artiștii care sunt prezenți astăzi aici, artiștii internaționali, cunoscuți și recunoscuți prin activitatea pe care o au. Este o expoziție unitară, frumoasă, gestuală, plină de culoare și de simboluri și energie în același timp. Este un demers al Freecamp-ului care se întâmplă în iarna acestui de 17 ani de zile, unde a reunit peste 100 de artiști, astfel încât acum se bucură de o colecție din jur de 200 de lucrări. Au un spațiu foarte frumos cum se lucrează cu sprijinul municipalității și județului și al județului, da? Și mai multe lucrări, pentru că și domnul Serafin a fost ca și curator invitat acolo în mai mulți ani, nu? Domnul Loții este aici alături de noi, vă pot povesti mai multe lucruri. Anul ăsta au reușit să învingă pandemia și au reușit să facă și să reunească și să reușim să avem aceste minunate lucrări să ne rămână în patrimoniu cultural al județului și al țării și al nostru, până la urmă, toți cei care ne bucurăm și vă bucurați de ele. Expoziția va rămâne până pe data de 15, nu? Așa. Deci o puteți vizita cu mască și într-un număr limitat de persoane, dar este deschisă de lucrurile bine intervalul 9-17. Așa că vă așteptăm să veniți, să o vedeți și fizic, chiar dacă nu sunteți acum la vernisaj. Am să-l rog pe domnul Serafin să veniți să spună câteva cuvinte acum și pe aia poate ne spune și Roții niște lucruri așa din bucătăria din spate, din ce înseamnă să fii curator, cum se întâmplă să aduni atâția artiști din atâtea țări, ce niște lucruri frumoase din culise care se întâmplă acolo, care sunt foarte interesante. Ce să spun, multă lume știe că referințele de domeniul artei nu sunt legate atât de mult de gestualism. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că există două categorii în cadrul gestualismului, ca și în cadrul suprarealismului și atât de lucrurilor modern. Și anume că într-unul dintre aceste cazuri, artistul își dă drumul la formele sale de expresie, la culoare, la gest, și la sfârșit își pune problema și eu ce și găsește o formulă, cât de cât, cu care să o se prezinte în fața lui. La doua categorie, mai rar, sunt aceia care meditează asupra unui stări, asupra unui idei, asupra unui sentiment, etc. Și, la sfârșitul acestei meditații, pun în pânză ceea ce a rezultat. Părea că este o speculație de critic, hai să zicem, clăcotaș. Până când, acum, miercuri Ciuc, am fost să vernisez expoziția aceasta acolo și n-aș vrea să mă repet, am avut o confirmare din partea uneia dintre
fondator și de participant, de fapt și de la Roții și de la Ceabafa, Fazecaș. Vorbim despre faptul că la un moment dat, artiștii, și aici iată avem artiști din Ungaria, din Austria, din Germania, avem Olanda, deci au fost oameni. Și România, bineînțeles. Deci, vedem cum lucrează. Și omul mă zic, mă, dar chiar dacă așa ați tot timpul. Și omul zice, când îi văd că stau și că au ajuns într-un moment din ăsta din pas, îmi spun, lucrează cu mâna stângă. De ce? Pentru că la dreapta reflexul este deja format. Există. Gestualismul este, nu e educat, este instinctiv. Când ai trecut pe mâna stângă, trebuie să gândești. Trebuie să ai o idee și asta îmi dă măsura unor schimbări care, recunosc, nu le știam până atunci și care, cum am și spus, n-am mărturisit-o degeaba și mi-a confirmat-o Roții. Și atât, într-un fel, m-am ales câștigat de la această prezentarea mea la Miercurea Ciuc. Acum, revenind la această expoziție, nu e bine. Am fost făcut aici, chiar la Miercurea Ciuc, în urmă cu niște timp, mai fost făcute translații de expoziții de la Miercurea Ciuc la București. Și eu cred că asta este un lucru bun. Un lucru bun care trebuie să o spunem și pe asta. Eu am sperat că va fi și un model. Un model pentru primăriile noastre. Un model pentru municipalitate în general, căci biblioteca metropolitană este, cum spune și Carmen, sub regia primăriei. Și asta ar fi însemnat mult mai mult din punctul de vedere al artiștilor. Să sperăm că acest timp va veni, că e nevoie de puțin răbdare. E o răbdare mai bună. Să vedem ce se întâmplă însă pe partea cealaltă. Și acum ne întoarcem la această expoziție care merită din punctul meu de vedere. O apreciere deosebită. De ce? Pentru că în cadrul acestei expoziții se creează un univers. Se creează o solidaritate de breaslă, care este transnațională. Nu mai este o solidaritate de breaslă, așa cum am văzut în foarte multe lucruri. Pune artiștii Bolteni. Eu vă spun asta că eu sunt să nu creadă cineva că am ceva continuu bate în cortul. Ei se adună și fac expoziții acolo. Nu trec mai departe. Ori același lucru se întâmplă și la Timișoara, când vorbesc de Baia Mare, unde există chiar un cadru exclusivist. Nu vine nimeni din afară. Nu e bine de ce? Pentru că publicul are nevoie de o varietate și are nevoie să descopere un anumit specific în ceea ce reprezintă fenomenul plastic. E visul. Este hai să zicem, o dorință mea ca această stagiune permanentă temeiului să devină un început. Un început care, nu ca multe altele, să nu fie abandonat, să fie
asta, cred că am spus tot ce era de spus și despre temei și despre expoziția de la Mihai Curaciu, despre tabăra de la Mihai Curaciu, care este, am spus, un experiment reușit. Deja nici nu mai e experiment, pentru că de 17 ani deja e o tradiție și ea se întâmplă și participând pot să spun că se întâmplă la un anumit standard, la un anumit nivel de calitate din toate punctele de vedere și ca și organizare, dar și ca și artiști invitați, pentru că așa cum se observă în jur, cred că sunt la o calitate și să nu ajungem în situația în care a fost aceste temeri. Da, după ce ani, au deja o istorie și ele și se au fost organizate la Palatul, erau 400 de artiști, erau sute de lucrări și la un moment dat cineva a venit și a zis sală de expoziție, că facem la ciocă. Haideți să amestecăm actul artistic care a fost de foarte bună calitate și tradiție și... De asta spun eu. La un nivel politic acum. Nu e vorba de politic. De vorba de pur și simplu, nu știu, o lipsă de perspectivă. Și nu spun numai despre Brâncuș și... Salvatore, care mă și un alt exemplu. După cum, un alt exemplu, dacă vreți, îl reprezintă și începutul lui pe care le păstoream în 90, redacție viața spirituală de la televizor. Așa că o propunere, dacă vreți, ținând cont că vernisajul era online și artiștii n-au putut să fie prezenți, aș propune ca domnul Botana să-i nominalizeze pe artiști, mai ales că sunt inclusiv străini și mai ales că vreți organizator sau dumneavoastră, dacă vreți. O să vă rog pe domnul Botana să facă mai mult de atât și decât să-i nominalizeze. Pentru că toți suntem mari aici, că avem un pic de timp. Eu mi-aduc aminte, apropo de desenatul cu mâna stângă, în tabăra asta, încep să spun eu din casă, uite, de exemplu, tot Ciocă, când eu nu mai știam ce să fac, zice, gândește-te la ceva, închide ochii și desenează cu ochii închiși. Și am avut experimentul ăsta pe care, bineînțeles, că l-am făcut de multe ori de atunci în coate și am fost surprinsă să văd ce bine desenez cu ochii minții, de fapt, că